Mare atenție la raportul talie-înălțime și corpul tău îți va mulțumi. Bine am găsit, prieteni! În acest clip vreau să vorbesc despre un indice foarte utilizat pentru evaluarea sănătății cardiovasculare, dar care se dovedește că nu este atât de fidel precum se crede. Este vorba despre indicele de masă corporală, care este considerat de mulți specialiști ca fiind un indicator al stării de sănătate, însă iată câteva aspecte care ne arată că nu este chiar așa. Indicele de masă corporală a fost de fapt inițial folosit în scopuri statistice de către societățile de asigurări pentru a evalua riscurile de deces și de boală în diferite populații, deci nu la nivel individual, ci la nivelul unei anumite populații. Deci nu a fost scopul lui, nu a fost pentru a evalua starea individuală de sănătate. În schimb, avem un alt indice, raportul talie-înălțime, care este o măsură mult mai fidelă pentru aprecierea riscului individual de boli cardiovasculare și de alte afecțiuni asociate obezității. Și asta o spun, există mai multe motive pentru a spune că este un indicator mai fidel, și aceste motive sunt următoarele. Reflectă distribuția greutății corporale, adică obezitatea centrală, adică acumularea de grăsime în jurul taliei, este asociată cu un risc crescut de boli cardiovasculare și cu diabet de tip 2. Iar raportul talie-înălțime ține cont de distribuția grăsimii corporale, oferind astfel o măsură a greutății a grăsimii abdominale, care este considerată mai periculoasă decât grăsimea subcutanată. Grăsimea subcutanată este cea care este determinată prin indicele de masă corporală. Ce înseamnă raportul talie-înălțime? Îți măsori circumferința taliei la nivelul cel mai mare, deci nu acolo unde ții cureaua la pantalon, ci pe undeva pe la nivelul ombilicului, și împarți la înălțime, în aceeași unitate de măsură. Că sunt metri, că sunt centimetri, sunt inci, cum este la englez, la american, nu contează, aceeași unitate de măsură. Apoi, vedeți că este mult mai ușor de măsurat. Pur și simplu îți măsori talia, îți măsori înălțimea și faci raportul. Pe când indicele de masă corporală se aplică o formulă matematică relativ complexă, deci este mult mai greu. Sigur, te poți uita pe internet, sunt calculatoare de indice de masă corporală. Da? Ce se mai întâmplă? Care mai este o diferență între ele? Indicele de masă corporală trebuie ajustat în funcție de înălțime pentru a ține cont de diferențele între persoanele de aceeași înălțime. Raportul talie-înălțime nu necesită această ajustare. Pur și simplu se face raportul și asta e evaluarea care ne indică dacă este normală sau nu este normală. Indicele acesta de raportul de talie-înălțime reflectă mai fidel riscul de afecțiuni. Au arătat studiile că acest raport prezintă o corelație mai puternică cu riscul de boli cardiovasculare și diabet decât indicele de masă corporală. Și acum hai să vedem care este valoarea normală a acestui indice. El trebuie să fie mai mic de 0,53. Adică măsori talia, cum am spus, la nivelul ombilicului, măsori înălțimea și faci raportul. Talia împărțită la înălțime. Și dacă rezultatul este o valoare mai mică decât 0,53, e bine. Dacă în schimb e mai mare de 0,53, e o problemă. Și cu cât valoarea este mai mare, cu atât gravitatea problemei pentru riscul de apariția unor afecțiuni cardiovasculare este mai mare. Ce se face în acest caz? Ai un indice raport talie-înălțime mai mare de 0,53. Ce poți să faci? Înălțimea nu mai e ce să-i faci. Ai crescut o anumită înălțime, asta este, nu te mai poți lungi. În schimb, putem să modificăm talia, nu? Putem să o micșorăm. Și cum facem chestia asta? Pierzând în greutate. Pentru că în acest fel, pierzând în greutate, se va micșora și circumferința taliei. Poți să aplici orice metodă pentru chestia asta. Important este să aduci talia astfel încât raportul să fie sub 0,53. Eu recomand și aplic postul intermitent și consumul redus de carbohidrați. Mie mi se pare că asta este problema, este soluția care atacă rădăcina problemei, cauza pentru care ne îngrașăm, adică nivelul crescut de insulină în sânge. În cazul în care ai nevoie de un ghid practic pentru această metodă,
Eu îți recomand pachetul celor două cărți pe care le-am publicat, adică Slăbește fără să numeri caloriile, în care este descris postul intermitent și anumite măsuri complementare care se pot lua pentru a crește eficiența postului intermitent, și de asemenea cartea 100 de rețete pentru a slăbi fără să numeri caloriile, care conține, după cum îi spune și numele, 100 de rețete cu conținut redus de carbohidrați, 15, maximum 20 de grame pe porție. O dietă săracă în carbohidrați este considerată acea dietă care conține până la 50 de grame de carbohidrați pe zi. Cum în carte sunt prezente rețete numai până la 15, maximum 20 de grame de carbohidrați pe zi, și dacă mănânci 3 mese, te încadrezi în această limită de 50 de grame de carbohidrați pe zi. O să las un link pentru acest pachet din două cărți, care are un preț special. Linkul se găsește în primul comentariu pe YouTube și pe Facebook, pe Instagram și pe TikTok. Linkul se găsește în profil. Cum ajungi în profil? Că am primit multe întrebări de genul ăsta. Clic pe fotografia mea și ai ajuns în profil. Și acolo vezi linkul pe care dai click și ajungi să vezi detalii despre acest pachet. Așa deci, recomandarea mea este: mare atenție la raportul talie-înălțime și corpul tău îți va mulțumi. Numai bine, sănătate, la revedere, gânduri bune!